Asculți Pasiuni armonizate cu viața la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine v-am găsit cu bucurie, dragi ascultători! Sunt Steluța Florentina Stanciu, terapeut și formator holistic în dezvoltarea și echilibrarea ființei pe toate planurile și vă prezint emisiunea Pasiuni armonizate cu viața la Radio Terra Nova. Astăzi o avem invitată pe Andreea Arju, designer de bijuterie de argint și antreprenoare în domeniul creativ. Dragă Andreea, îți mulțumesc tare mult că ai spus da invitației mele. Mă simt onorată să te am astăzi în studioul nostru, aici la Radio Terra Nova. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc din toată inima pentru această invitație. Sunt realmente încântată și plină de recunoștință pentru faptul că sunt aici și pentru faptul că există din ce în ce mai mulți oameni care vor să ajute ca oamenii să trăiască în armonie cu sufletul lor. Mă bucur mult, da, intenția este aceasta, este un proiect foarte frumos în care vrem să ajungem la cât mai multe inimi, astfel încât mesajele care ajung la ascultătorii noștri să facă acel declic în care să își aleagă să-și trăiască viața în cel mai frumos mod. Este extrem de important, din punctul meu de vedere, să ne trăim viața cu bucurie, în primul rând pentru noi și în al doilea rând pentru cei din jur, pentru că așa cum un ocean este format din miliarde de picături, cred că și societatea și lumea în care trăim este de fapt formată din noi indivizii. Și cred că o lume mai bună înseamnă cât mai mulți oameni cu bucurie, armonizați și care sunt conectați cu sufletele lor, nu doar cu fricile lor. Exact. Astăzi ne propunem să vorbim despre alungarea fricilor minții și mesajelor sufletului, exact așa cum și vorbeam împreună mai devreme și ai spus că da, ești omul care simte că are multe mesaje pentru cei pe care tu îi întâlnești, numai că înainte de asta, de-abia aștept să ne spui cum anume ai reușit să-ți descoperi pasiunile, să pășești pe calea sufletului tău și să simți că ele fac parte din viața ta. Din câte știu, tu ai foarte multe pasiuni. Într-adevăr, sunt un om creativ. Pe de altă parte, eu consider că noi toți suntem ființe creative și creatoare, nu doar consumatori, doar că trăim într-o societate care ne dorește foarte mult să fim în a consuma, și cumva uităm de puterea aceasta creatoare ce se află în noi. Sunt un om, cred că răspunsul tuturor este în copilărie, pentru că atunci când venim pe acest pământ, sufletul este încă foarte curat și foarte conectat la partea de creație și de creator. Și acolo, de fapt, putem să aflăm cu adevărat cine suntem. De mică, mi-a plăcut foarte mult să pictez, să desenez. Toată viața mea, mă rog, toată copilăria spuneam că îmi doresc să fac lucruri în design. Numai că, sigur, în vremurile acelea, eu sunt născută în anul 80, în 1980, imediat după Revoluție aveam 10 ani și sigur că se dorea foarte mult să fiu economist, că sunt joburile acestea care erau safe și de viitor și cumva pașii mi-au fost îndreptați spre partea aceasta de finanțe, bănci, economie, job foarte safe, foarte de reliable, de încredere. Și astfel am terminat ASEU-ul și drumul meu, visul meu era să ajung să lucrez în domeniul financiar, în domeniul bancar, lucru ceea ce desigur s-a realizat pentru că atunci când știi ce vrei, pornești pe drumul spre ceea ce vrei. Eu tot spun că în primul rând ca să obții ceva trebuie să știi ce-ți dorești pentru că altfel degeaba ai un GPS foarte potrivit dacă nu știi ce destinație să iei. Pui, adică nu te ajută la nimic și atunci, sigur, când omul știe ce vrea, pornește pe acel drum și astfel
12 ani, eu am lucrat în domeniul bancar. Ultimii 5 ani am lucrat și în parte de leasing, aveam impresia că mi-am obținut tot, că sunt un om de carieră, că sunt o femeie de succes, nedându-mi seama că de fapt eu eram un om foarte nefericit și foarte deconectat de propriul suflet. Și astfel în 2012, la vârsta de 32 de ani, am avut o revelație în timpul unei ședințe la ora 21, pentru că da, corporația cumva îți hrănește ego-ul, îți hrănește orgoliu, îți hrănește niște vise care poate nu sunt ale tale, dar nu mai știi că nu sunt ale tale pentru că ai ajuns să te identifici cu ele. Și așa cum spuneam, eram într-o ședință la ora 9 seara, la acea masă de management unde sunt cei 8 de obicei într-o corporație, în jurul meu doar bărbați, pentru că și aici a fost o parte mult de ego să fiu printre singura femeie de la acea masă într-o lume care încă un pic este dominată de bărbați. Și m-am uitat în jurul meu și mi-am dat seama realmente că sunt total nefericită, că teoretic am bifat tot ce aveam pe listă de bifat din punct de vedere al carierei, al viselor, dar că sunt un om care zâmbea doar de vineri seara până duminică la prânz, sunt un om care nu mai știam nimic despre cine sunt, eram un om care avea privirea ștearsă și parcă nu mai avea viață în el, și în clipa aceea efectiv mi-am dat seama că acolo sunt foarte multe frici. Sunt fricile minții, sunt fricile societății, că trăiam într-un mod în care trebuia să trăiesc, dar în care nu mă reprezenta, poate. Și mi-am adus aminte de copilul din mine care își dorea să facă lucruri creative, care își dorea să deseneze, să picteze, să zâmbească și să râdă. Pentru că realmente cred cu putere că viața este despre a te bucura și a râde cât mai mult. Care erau acele frici? Ce frici ai detectat în acel moment? Frici, mintea cumva îți spune lucruri, dar ea te minte. Frici de faptul că am construit 12 ani o carieră, cum să dau cu piciorul. Frici de cum într-o zonă în care financiar eram foarte safe, pentru că sigur în corporație, mai ales dacă ești un om foarte muncitor și foarte serios, crești și ajungi să ai o siguranță financiară, o siguranță falsă financiară, pentru că niciodată nu știm ce se va întâmpla. Și întotdeauna în aceste corporații suntem foarte ușor de înlocuit, pentru că acolo noi nu suntem ființe cu personalitate și individualism, suntem realmente doar niște pioni cu un număr cu care ne logăm pe calculator, în care avem niște task-uri și realmente uităm de noi, suntem doar niște pioni. Deci în primul rând asta era frica din punct de vedere financiar, că ce o să fac, frica faptului că nu știam ce-mi doresc, nu știam nimic despre mine. Și acolo mintea era cum să dai cu piciorul, cum să pleci, ce o să zică lumea, că și aici societatea te judecă. Știți, se spune că întotdeauna oamenii care nu aud o să râdă de cei care dansează. Și frica de a nu fi judecată, în primul rând, cred că de mine, în primul rând, pentru că s-ar putea cu toții să avem o voce critică pe care tot o purtăm cu noi. Dar acolo am avut noroc și o să-i fiu recunoscătoare toată viața sufletului meu, pentru că vocea sufletului, în momentul acela, la ora 9, în acea ședință din corporație, realmente a fost mai puternică decât fricile minții. Și am simțit următorul lucru, faptul că dacă eu nu încerc, în momentul în care voi pleca de pe acest pământ, în ultima clipă, când voi închide ochii, voi avea acel regret. Dar cum ar fi fost dacă? Și mi-am dat seama că dacă nu fac acel lucru în acel moment, eu pierd un tren și o să rămân toată viața cu acea întrebare. Și atunci am ridicat o mânuță, sigur oamenii au crezut că vin cu cine știe ce strategie și plan ca banca să meargă mai bine și am zis eu îmi dau demisia. Când m-am auzit nu mi-a venit să cred, pe de altă parte sentimentul de libertate pe care l-am simțit a fost absolut incredibil și se spune că dacă vrei
să faci o pasăre să-și aducă aminte că poate să zboare, taie craca de sub picioare. Și atunci o să zboare și o să-și descopere aripile și cred că în primul rând trebuie să ne aruncăm, să ieșim din zona de confort și pur și simplu să vrem excelentul din această viață. Să nu ne mulțumim cu binișorul și cu confortul. Cum a fost acest zbor? Cum a fost călătoria ta? Oh, a fost cu ups and downs, cu extrem de multe provocări, cu extrem de multe momente dificile, dar și cu momente în care realmente sufletul îmi făcea declarații de iubire. Asta am simțit. Multe emoții, multe ieșiri din zonă de confort, mulți balauri personali pe care a trebuit să-i înfrâng. Am avut un noroc extraordinar și toată viața o să fiu recunoscătoare unei ființe. Sunt mare iubitoare de animăluțe. Sigur, în momentul în care lucram în corporație nu puteam să am niciun animăluț pentru că eram la job zi de zi minim 10 ore, câteodată mergeam și în weekend. N-aș fi avut cum să am grijă de un animăluț, iar în momentul în care mi-am dat demisia, una dintre primele lucruri pe care l-am făcut a fost să adopt o cățelușă, care realmente a fost maestrul vieții mele, m-a învățat despre iubire, m-a învățat despre libertate, m-a învățat despre responsabilitate și m-a învățat cum e să lupt, să rămân pe drumul acesta spre inima mea. Eu cred că dacă Alma nu ar fi fost în viața mea, la câte momente dificile am avut, aș fi renunțat și m-aș fi întors în corporație. Dar m-am luptat foarte tare să rămân în această libertate pentru a putea avea grijă de ea. Spuneai că sufletul tău știe, și de fapt așa și este, cel mai bine care este chemarea lui în această viață atunci când noi suntem mici. Da. Și povesteai că domeniul acesta creativ al artei era cel care vibra cel mai mult pentru tine. Așa este. Cum ai pășit pe această cale? Ce a făcut sufletul tău să-ți readucă aminte după acest proces în care l-ai ales și ai spus da, vreau să merg pe calea ta? Cum ți-ai readus aminte ce anume ți-ar bucura sufletul prin ceea ce tu vrei să creezi? În primul rând nu știam nimic despre mine și mi-am dat seama că sunt oameni cum a fost Mozart, care de mici știu care le este menirea, și sunt oameni care pe parcursul vieții uită sau nu știu exact și atunci este prin încercare. Am încercat foarte multe proiecte și am zis că singurul reper și etalon pe care eu mă voi ghida este bucuria pe care o am când fac respectivele activități. Imediat după ce am plecat din corporație, mi-am făcut o firmă de organizare evenimente, fiind un om extrem de organizat și de responsabil, cumva am zis că îmbin partea creativă cu partea de evenimente. După un an și jumătate, când lucrurile începuseră să meargă fantastic și extraordinar de bine, mi-am dat seama că nu mai e bucurie și am zis nu, ai zis că etalonul va fi bucuria cu care vei face lucruri. M-am oprit, iarăși toată lumea din jur a zis, oh my god, iar te-ai oprit, ați mergea business-ul, ce faci? După care am plecat în Londra la Institutul de Fashion de acolo și am făcut curs de design de încălțăminte, eu tot spunând că vreau lucruri pe parte de design, dar nu știam exact ce. A fost o experiență minunată, dar 100% nici acolo nu am simțit-o și au fost niște ani, cam 5 ani, în care am tot încercat mici business-uri care toate funcționau, pentru că sigur în momentul în care ai și o experiență de viață și te pricepi cumva și ești un om descurcăreț, lucrurile îți merg, dar simțeam că nu este acel lucru. În paralel făceam foarte multe cursuri pe parte creativă, de design interior, de tot felul și la un moment dat, cum am ajuns să fac bijuterie din argint, niciodată nu m-aș fi gândit că eu aș putea vreodată să lucrez cu ciocane, cu clești, cu foc, chiar niciodată. Dar viața cumva îți arată răspunsurile atunci când ești deschis. Dar tot simțeam că nu-mi fac menirea. Sigur, în paralel lucram și pe partea aceasta de dezvoltare personală, de a scoate anxietăți, frici și de a mă lupta cu ele ca să ajung cât mai aproape de inima mea.
Și la un moment dat am plecat în Elveția, am o prietenă foarte dragă mie, este pictoriță în Elveția, am plecat pentru că nu mai știam încotro să o iau. Mă simțeam ca într-un labirint în care nu știam încotro să o iau. Și acolo am ajuns la un târg de artizani în Neuchâtel. Eu pe vremea aceea începusem din nou să pictez, pictam pe lemn, făceam diverse bijuterii din lemn pictat și am aflat de acel târg și am fost foarte deschisă, zic eu mă înscriu. Dacă tot sunt aici, pentru că de fapt întotdeauna în jurul nostru sunt oportunități, doar trebuie să ne oprim mintea care e foarte închisă, zice, cum să te duci tu de unde din România, ai venit și te duci acum tu la Neuchâtel să vinzi bijuterii din lemn. Plus vocea critică ar trebui să ne oprim. Cine te bagă pe tine în seamă? Ce faci tu nu este îndeajuns? Pentru că suntem obișnuiți să ne criticăm și să nu vedem minunăția din noi și strălucirea. Și am zis nu, dacă tot sunt aici, eu sunt deschisă și mă duc la acel târg. Și m-am dus la acel târg cu bijuteriile din lemn pe care le pictam și lângă mine, pentru că nimic nu este întâmplător, expozantul de lângă mine era o doamnă care făcea bijuterii din argint. În momentul în care eu am văzut acele bijuterii lucrate, texturate cu ajutorul ciocanelor și tot, realmente am zis, wow, dar este minunat. Pe asta n-am încercat-o și am intrat repede pe internet, eram în Neuchâtel, să văd dacă există cursuri în România și așa am descoperit că există școala de bijuterie contemporană și m-am înscris, asta se întâmpla în luna mai anului 2017 și cursul începea pe 1 iunie sau ceva de genul și m-am înscris. Și așa am ajuns la cursul de bijuterie contemporană, unde realmente când am dat drumul prima dată la flacără și am văzut puterea focului, cum poate să transforme un metal, cum efectiv te poți juca, cum este incredibil, am avut o totală vibrație, mi-am dat seama că mi se potrivește extraordinar de tare pentru că mintea mea este destul de masculină, eu am lucrat și în vânzări auto, mie îmi plac lucrurile acestea care de obicei sunt dedicate bărbaților și cumva era un echilibru fantastic, niște unelte foarte rough și dure, ies lucruri extrem de finuțe și acolo am știut. Dar asta a însemnat un drum în spate de 5 ani în care am încercat diverse, nu m-am mulțumit cu binișorul, cu confortabilul, am zis nu, eu până nu o să simt cu toată ființa mea că asta e ce-mi place, nu o să mă opresc. Acolo a fost din nou vocea sufletului. Care este mesajul tău pentru ascultători? Să se conecteze cât pot de tare cu ei. Știu că este foarte greu, dar câteodată poate să ajute, sunt lucruri pe care noi le avem, efectiv străluciri, dar nu avem puterea să le vedem pentru că avându-le nici nu le vedem cât de wow sunt. Eu am făcut un exercițiu, multe exerciții am făcut ca să aflu cine sunt și ce mi se potrivește. M-a ajutat foarte mult, de exemplu, să merg pe la toate cunoștințele mele, de la rude, prieteni, foști colegi de servici, să-i spun primul lucru când te gândești la mine, ce-ți vine să spui? Pentru că întotdeauna oamenii din jur văd lucruri în noi pe care noi poate nu le vedem. Au fost oameni care mi-au spus, știi să combini culorile. Nu m-aș fi gândit că aceasta poate să fie o calitate. Erau alte persoane care îmi spuneau, ești extrem de descurcăreață. Sau, și așa cumva am început să scriu pe o foaie de hârtie toate lucrurile pe care ceilalți le vedeau la mine. Multe, vă spun sincer, eu nu știam că nu le vedeam, nu aveam puterea pentru că vocea critică, nu ești ajuns de bună, nu faci îndeajuns, tot timpul suntem învățați să ne comparăm cu ceilalți, ceea ce este ca și cum am turnat apă într-o sită, n-are niciun sens. Și așa am descoperit, după care realmente am început să scriu ce îmi bucură inima, pentru că așa, sau ce mă caracterizează. Și mi-am dat seama, eu nu vreau un job de la 9 to 5, pentru că sunt un om care iubește libertatea. Eu nu vreau un job în care să nu văd cerul, pentru că sunt iubitoare de natură și pe mine să văd munții și natura, efectiv, îmi bucură inima. Deci n-am ce căuta într-un birou închisă, pentru că de multe ori nu știm cine suntem. Acolo mi se pare că e cea mai mare problemă și trebuie să aflăm. Este un exercițiu, de fapt sunt exerciții fabuloase, fantastice, în care într-adevăr ne putem descoperi în primul pasiunea. Pasiunea. Da. Și încrederea în noi. Da.
Și cum spuneai tu, foarte fain să întrebăm pe ceilalți și să primim acest feedback. Da. Uneori chiar și feedback-urile negative sau așa zise grele, acele lucruri pe care de fapt n-am vrea să le auzim. N-am vrea despre că încă noi. Stăm foarte mult în orgoliu și mai avem, noi cu toții avem anumite traume din copilărie. Sigur, multă lume consideră cuvântul traumă ca fiind un cuvânt greu de dus. Nu înseamnă traumă numai că am fost, Doamne ferește, înfometați sau cine știe ce. Poate să existe niște mici amintiri, niște mici momente care pentru copilul acela din noi au fost considerate extrem de grave pentru că eram copii. Și le cărăm, le cărăm, le cărăm și sunt butoane care ne sunt apăsate. Dar în momentul în care ne dăm seama că nu trebuie să ne războim cu lumea, că nu trebuie să fim într-un ego, că nu trebuie să fim perfecți, că nu trebuie tot timpul să fim așa orgolioși și că de fapt nu suntem în competiție cu nimeni și înțelegem puterea lui împreună, atunci în momentul acela putem să devenim observatori, că de fapt în momentul în care devenim observatori ai propriei vieți, nu mai avem partea aceea foarte emoțională atunci când ni se dă un feedback pe care poate nu-l dorim sau sunt lucruri, dar orice lucru, chiar și cel negativ, din punctul meu de vedere are o mare strălucire în el, pentru că poți să faci o schimbare, poți să analizezi dacă respectivul lucru pe care ți l-a spus un om este despre acel om, că poate să fie și această variantă, că de multe ori oamenii ne spun nouă lucruri, dar mai multe spun despre ei decât despre noi. Apropo de puterea comunității și puterea celorlalți, da. Într-adevăr, de fiecare dată când suntem într-o situație, ne oglindim atât de bine și dacă ne-am dat seama că de fapt este vindecător ce se întâmplă în situația respectivă și cum privim din ambele părți, că este pentru amândoi de obicei. Este pentru amândoi și cred că ne oglindim și că nimeni, niciun om care ne apare în viața aceasta nu vine cu vreo lecție. Toți oamenii cu care interacționăm, mai mult sau mai puțin, vin cu lecții, vin cu povești despre noi și dacă trecem peste poate niște mici diferențe și devenim observatori, că eu tot spun că în momentul în care suntem foarte implicați emoțional și din poate niște orgolii, suntem ca un om care este într-o arenă și se luptă cu un taur. Versus oamenii din spectatorii, care ei nu sunt acolo jos și văd lucrurile mult mai de sus și mult mai clar. Și atunci e un tool pe care îl folosesc în momentul în care îmi vin momente mai puțin plăcute în viață sau provocări, că pentru nimeni viața nu este ușoară. Efectiv, încerc în primul rând să rămân în calm, pentru că în momentul în care devii agitat, devii nervos, în niciun caz nu mai găsești soluția cea mai potrivită. Acolo este mintea care îți vorbește și care se agită și stres și toate cele. N-are cum să-ți fie bine. Și încerc să devin observator, efectiv să zic, mă uit la un film și încerc să-mi dau seama ce îi spune personajului din acel film, pentru că trebuie să ne dăm câteodată, pentru a merge înainte, trebuie întâi să ne dăm câțiva pași înapoi, ca să observăm imaginea din toate unghiurile, pentru că orice poveste, orice acțiune, orice obiect, orice om poate fi privit din mai multe unghiuri. Draga Andreea, este impresionant ceea ce tu ai împărtășit. Mulțumesc. Aceste etape ale vieții tale pe care le-ai depășit și ai crescut cu ele. Mi-a plăcut foarte mult cum ne-ai povestit și mai ales momentul în care tu ai spus că ai descoperit cum sufletul a început să-ți vorbească. Da. Mulțumim. Așa este, așa să fie. Mulțumim tare mult pentru prezența ta. Aici trebuie să punem punct emisiunii de astăzi. Îi mulțumim încă o dată Andreei. O mai așteptăm la Radio Terra Nova. Cu mare drag, dacă vrea. Mulțumesc din suflet încă o dată cu recunoștință. Poate discutăm o altă temă și ne transmiți alte mesaje frumoase pentru suflet. Iar pentru dumneavoastră, dragi ascultători, vă transmitem multe gânduri bune, frumoase. Urmați-vă și duceți-vă cât mai aproape de sufletul vostru, auziți-i mesajul, urmați-l și fiți voi cu bucurie și în bucurie. Vă doresc o seară cu pace, cu liniște, cu tot ce e mai frumos și bun și să ne vedem pe curând, pe vinerea viitoare la ora 18. Tot ce e mai bun!